Slăviți să fie Domnul! Fraților și surorilor, haideți din Efeseni, din capitolul 6, să citim un cuvânt frumos, versetul 18, care spune în felul următor. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, spune Apostolul, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt. Slăvit să fie Domnul pentru acest cuvânt bun, minunat pentru noi. Aș vrea, înainte de a vorbi din cuvântul Domnului, să vă spun că în timpul rugăciunii observam că în dreptul tinerilor era un cuvânt, era o descoperire, și anume, am văzut că era o roată destul de uriașă, destul de mare, cum sunt roțile alea de unde se observă marile orașe, dar roata asta se învârtea cu o repeziciune destul de mare și erau unii dintre tinerii bisericii acolo. Însă ce am văzut, că a apărut un sol al Domnului și unul câte unul îi lua într-un moment când se puteau extrage de acolo, din iureșul acela, îi lua și aducea înapoi în biserică. Și Domnul, chiar am dorit să facă lucrul acesta. Pe cei care i-a prins lumea în roata ei, în iureșul ei, Domnul se aducă înapoi în casa lui. Fraților și surori, haideți puțin să vedem cum arată o rugăciune făcută prin Duhul Sfânt sau o rugăciune spirituală, o rugăciune duhovnicească. Pentru că Apostolul Pavel spunea, faceți în toată vremea prin Duhul, prin Duhul. Acum, dacă citim acest verset 18, așa, într-o introducere la textul nostru, să observăm că rugăciunea spirituală este o poruncă de la Domnul. Aici este la imperativ, faceți. Nu zice Apostolul, dacă vreți. Ci poruncește, zice, faceți o rugăciune așa cum îi place lui Dumnezeu. Uite, este primul lucru pe care îl descoperim citind Biblia. Apoi, tot de aici, din versetul 18, rugăciunea spirituală este permanentă, zice, faceți în toată vremea. Deci Dumnezeu așteaptă de la noi să facem rugăciune spirituală, rugăciune duhovnicească în toată vremea. În toată vremea, asta înseamnă permanență. Apoi, sursa rugăciunii duhovnicești este foarte clar, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne rugăm prin Duhul, asta ne cere Dumnezeu. Și apoi spune tot felul de rugăciuni și cereri. Uite, ne dă și o modalitate de a ne ruga prin Duhul Sfânt. Rugăciune prin Duhul Sfânt, fraților și surori. Poate să fie și a lui Avram, când stătea înaintea lui Dumnezeu și spunea, Doamne, cruță Sodoma! Aia a fost o rugăciune prin Duhul Sfânt. Chiar dacă Avram nu avea Duhul Sfânt cum îl avem noi, în măsura în care îl avem noi. Rugăciune prin Duhul Sfânt a fost a lui Ilie, când s-a rugat și a zis, Dumnezeule, ascultă-mă și fă să se cunoască în Israel că există un Dumnezeu, și a coborât foc din cer pe jertfa lui Ilie. Și asta a fost rugăciune prin Duhul, rugăciune duhovnicească. Rugăciune duhovnicească a fost și a lui Ieremia, când era în curtea temniței. Și a zis, Doamne, te rog frumos, nu mă lăsa să mor aici. Și Dumnezeu i-a trimis niște rezolvări. A venit un famen și l-a scăpat de acolo, din groapa în care era. Rugăciune prin Duhul a fost a lui Iisus Hristos pe cruce, când s-a rugat și a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Observați că Dumnezeu așteaptă de la noi să facem tot felul de rugăciuni, dar să le facem prin Duhul Sfânt. Domnul să ne asculte la aceasta și să ne ajute. Acum haideți puțin să vedem câteva caracteristici ale rugăciunii duhovnicești, ale rugăciunii spirituale. Dacă citim cu atenție capitolul acesta din Efeseni 6, când zice Domnul prin Pavel, de la versetul 11 în jos, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Fraților și surori, haideți să aplicăm acest
text sfânt și rugăciunii. Pentru că noi suntem chemați să fim niște luptători, niște oșteni, niște ostași, niște oameni înarmați. Ori în primul rând, armura lui Dumnezeu trebuie să fie luată în rugăciune. Noi trebuie să fim niște cruciați ai rugăciunii, niște luptători ai rugăciunii. Asta o cere Domnul de la noi. Și dacă citim versetul 11, unde spune: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, dacă o să observăm foarte cu mare atenție cartea Efesenilor, în special în capitolul 4, spune aici că trebuie să ne dezbrăcăm de felul nostru de șer de viețuire. Și asta înseamnă că înainte ca să luăm armura lui Dumnezeu, noi trebuie să ne dezbrăcăm de faptele întunericului ca să luăm armele luminii. Și asta înseamnă că prima caracteristică a rugăciunii prin Duhul Sfânt este smerenia, fraților și surori. Și Domnul vine și, cercetând Biblia, am observat că există 4 tipuri de haine din punct de vedere spiritual. 4 tipuri de haine. Mai întâi sunt hainele străine. Amintiți-vă de Gehazi, care a avut niște haine străine pe el. Amintiți-vă de alți oameni care au purtat haine străine din punct de vedere spiritual. Bună oară, vorbim despre cel care a intrat în sala de ospăți, în Matei, în capitolul 22, care n-avea haină de nuntă, că avea o haină străină și a trebuit să fie aruncat afară. Dar ce să vorbim de noi dacă este chiar așa? O haină străină, haina care nu se potrivește cu statutul de copil al lui Dumnezeu, este o vorbire străină. Poate o vorbă ne la locul ei, poate o glumă nesărată, poate un râs așa cum n-ar trebui să fie, poate un gând murdar și asta e haină străină. Și în seara aceasta Domnul vine și spune: uite, eu aș vrea ca voi să vă rugați, noi, că nu mă exclud nici pe mine, să vă rugați, să ne rugăm, o rugăciune spirituală, o rugăciune prin Duhul Sfânt, dar mai întâi trebuie să le lăsăm pe cele neduhovnicești, pe cele fără sare, pe cele slabe, să le lăsăm deoparte, să le aruncăm deoparte, și după ce ne-am dezbrăcat de hainele lumii, atunci putem să luăm și hainele luminii. Doamne, cercetează-ne! Merge Biblia mai departe și vorbește și de haine murdare. S-ar putea că într-o zi tu ai lăsat hainele străine și le-ai lăsat deoparte și le-ai aruncat. Dar după ce ai îmbrăcat haina pocăinței și haina mântuirii, cum spune în Isaia în capitolul 61, că laud pe Domnul că m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, cu mantaua izbăvirii m-a acoperit, și sunt lucruri foarte frumoase acolo. După ce le-am luat toate acestea și ne-am îmbrăcat în Hristos și am fugit de lume și i-am dat carte de despărțire lumii, vine diavolul și imediat ne murdărește, dacă e posibil, haina sufletului nostru. Și dacă diavolul vine și o murdărește, ce putem să facem? Că citim în Biblie și găsim oameni cu haine murdare, fraților și surori. Și la aceștia Domnul, știți cum le zice? Spălați-vă deci și curățiți-vă! Luați dinaintea ochilor mei faptele voastre care vă mânjesc mâinile și hainele! Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi faptele voastre! Murdare, murdare, așa cum nu-mi place mie, zice, se vor face albi ca zăpada, albi ca lâna. Ăsta-i Dumnezeul nostru care poate să curețe hainele murdărite, slăvit să fie Domnul. Și rugăm în seara aceasta: Doamne, atinge-te de fiecare dintre noi. Apoi este un al treilea tip de haină, haina sfâșiată. Și s-ar putea că în vâltoarea luptei a venit diavolul și ți-a prins haina pe care ai avut-o. Și ca și Iosif, altădată erai un prinț ceresc, erai un om deosebit, erai în casa tatălui, erai fiul iubit al tatălui. Și a venit
a venit o femeie străină la Iosif, n-a reușit, că până la urmă Iosif a lăsat haina și a fugit și a fost îmbrăcat în slava și în puritatea și în sfințenia care i-a dat-o Dumnezeu. Dar poate la tine a venit o femeie străină și n-ai vrut chiar să cazi în păcat. Poate o imagine murdară și diavolul te-a prins bine de haină și în zmucitura aceea ți s-o rupt, ți s-o sfâșiat haina. Ce poți să faci cu haina aceasta? În seara asta, Biblia ne spune următorul lucru. Există aici cineva care a pregătit haine albe, fraților și surori. Bisericii din Laodiceea i-a spus foarte clar cel care avea ochii ca para focului. Vreau să-ți dau doctorie pentru ochi, ca să îți ungi ochii și să vezi. Vreau să-ți dau, zice acolo, aur curățit prin foc. Și vreau să-ți dau haine albe ca să-ți acoperi goliciunea. Dar cum, Doamne, că eu am avut o haină albă de la tine? Dar a venit diavolul și ți-o sfâșiat-o. Și deja se vede prin haina care ai avut-o. Și Domnul zice, nu-i bună, îți dau eu o haină albă. Uite ce poate să facă Dumnezeu în seara aceasta. Fraților și surori, să punem cu seriozitate acest lucru la inimă. Dacă ne-am mânjit cumva haina, dacă cumva haina noastră a devenit murdară, dacă haina noastră a devenit sfâșiată, sau poate niciodată n-am primit de la Dumnezeu o haină nouă și avem o haină străină. Sunt trei feluri de haine care nu-i plac lui Dumnezeu. Uite că vine Domnul și zice, vă dau haine albe, și Dumnezeu nu-i zgârcit. Dumnezeu are și vrea să dăruiască. Doamne, cercetează-ne că și noi dorim. Amin? Apoi merge mai departe, rugăciunea prin Duhul Sfânt. Pe lângă că este o rugăciune a smereniei, eu trebuie să mă smeresc și să spun, da, Doamne, accept să dezbrac haina cea murdară, cea străină, cea sfâșiată și să primesc haina ta albă. Pe lângă că este o rugăciune a smereniei, ea trebuie să fie, fraților și surori, o rugăciune a adevărului. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Ca să ne rugăm după placul lui Dumnezeu, după voia Duhului lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune a adevărului. Și adevărul lui Dumnezeu, fraților și surori, se bazează de multe ori pe ce cerem. Domnul i-a zis ucenicilor la un moment dat, nu știți ce cereți, oare noi știm ce cerem? De ce Domnul Hristos le-a zis că orice veți cere în numele meu vă va fi dat? Pentru că el se presupunea lucrul ăsta, că ucenicii vor cere, dar după voia lui, după adevărul Scripturii, după ceea ce Dumnezeu a trasat din cer. Eram odată la o rugăciune cu un tânăr și tânărul ăsta era cam firesc era. Era prieten atunci cu mine și am decis să nu mai fie prieten, pentru că am văzut multe lucruri la el și să știți că pentru a obține pacea inimii, fraților și surori, este bine să renunțăm la toate izvoarele care ne aduc amărăciune, inclusiv la prietenii care ne aduc tot felul de amărăciuni și lucruri rele, care vorbesc de rău pe alții și așa mai departe. Tânărul ăsta, eram la o rugăciune la un moment dat și Duhul Sfânt ne vorbea în felul următor. Puneți-mă la încercare și cereți din mâna mea că eu vreau să vă dau, dar cereți un semn. Ca să știți că eu îmi voi împlini ceea ce v-am spus astăzi, cereți un semn. Și eu cu seriozitate am zis, mă duc acasă, mă rog și cer lui Dumnezeu, el să-mi dea semnul, ca să poată să-l și împlinească. Dar tânărul ăsta s-a uitat la mine și a zis, știi ce semn cer eu de la Domnul? Să-mi dea $1,000 cineva. Dacă îmi dă cineva $1,000, zice, atunci știu că Domnul mi-a vorbit. A vorbit foarte ușuratic, foarte ușuratic. Și lui Dumnezeu nu-i plac astfel de cereri. Dacă le-a zis la ucenici, orice veți cere, și când s-au dus doi dintre ei la Hristos Domnul și au zis, Doamne, vrei să cerem foc peste cetatea aceasta? A fost rugăciunea aceea după voia lui Dumnezeu? A fost ea spirituală? A fost ea duhovnicească? Nu! Domnul a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți și nu i-a ascultat.
Ori de aceea Dumnezeu nu ne ascultă de multe ori, pentru că în rugăciunea noastră noi trebuie să fim încinși cu adevărul, fraților și surori. Și adevărul este Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Eram într-o familie la un moment dat și sora îmi povestea o biruință care i-a dat-o Domnul. Spunea că într-o noapte a avut o luptă teribilă în duhul și spunea sora respectivă, zice, frate, așa stând la masă, erau mai mulți frați, dar m-am mirat și m-a și bucurat ce rezolvare i-a dat Domnul. Deci a venit în fața mea o arătare ciudată, așa ca o cioară, ca o pasăre, deci era foarte mare și era foarte fioroasă și m-am speriat. Și zice, în momentul când m-am speriat, zice, am auzit o voce, recită Psalmul 23. Și zice, când am început să spun, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, zice, încetul cu încetul s-a dezintegrat arătarea aia, a dispărut și a coborât o pace mare de la Dumnezeu. Rugăciunea prin Duhul este rugăciunea adevărului. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te rogi bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, frate și soră, te duci undeva la un primar, te duci la un președinte și îți dă o hârtie și zice, îți garantez prin semnătura mea că voi fi în data cu tare acolo și îți voi rezolva problema. Sau că problema ta este rezolvată, uite, ai ștampil, ai semnătura mea, eu sunt om cu autoritate și tu ești bazat și pui hârtia la dosar și te duci cu dosarul și spui, uite, asta e semnătura primarului, asta e semnătura guvernatorului, asta e semnătura președintelui. Dar când vine Domnul domnilor și Împăratul împăraților și spune în cartea psalmilor, cheamă-mă în ziua necazului, că eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi, s-a legat el cu ștampila, cu semnătura lui și a zis, te ascult în seara aceasta, bazează-te pe un cuvânt de la Domnul și Domnul te va binecuvânta. Eram la rugăciunea de stăruință după Duhul Sfânt și a venit peste mine o așa de mare descurajare și am zis, nu știu dacă mă mai botează Domnul pe mine. Momentele acelea mi-a sunat ca din senin, din cerul lui Dumnezeu, un cuvânt profetic pe care l-am avut cândva în copilărie și suna în felul următor, îți voi întinde frânghia îndurării. Când am auzit cuvântul acela, parcă vedeam din cer că Dumnezeu mi-ntinde o funie albă. Nu eram sigur, o întinde, nu o întinde, dar m-am bazat pe ce a vorbit Dumnezeu și am zis, mi-ai spus, Doamne, împlinește ce mi-ai spus și eu cred că Tu rezolvi problema aceasta. Și am întâlnit oameni, fraților și surori, un tânăr, un prieten de-al meu a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt la un moment dat și știți ce cuvânt a auzit el în timp ce se ruga? Deschide gura larg și eu ți-o voi umple. Și el a zis, Doamne, eu nu știu ce să fac, nu știu să mă rog, era venit din lume de un an sau doi, nu știa să se roage bine, dar zice, știi ce fac, Doamne, dacă în Biblie scrie că să fac asta, eu fac, nu mai am cuvinte, mi s-o termina cuvintele în rugăciune și deschidea ca și peștele, cum ați văzut că merge peștele în apă, așa își deschidea gura, zicea, Doamne, împlinește-ți cuvântul Tău și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt în seara aceea, a fost o minune, toți tine ne-am adunat pe lângă el, mă, cum te-a botezat pe tine Domnul, mă? Că noi suntem în familie de pocăiți. Uite cum a botezat Domnul. Un cuvânt din Biblie are putere și Domnul a împlinit ceea ce a spus. Doamne, cercetează-ne. Rugăciunea prin Duhul Sfânt trebuie să fie o rugăciune a adevărului. Apoi, rugăciunea prin Duhul Sfânt trebuie să fie o rugăciune a sfințeniei, fraților și surori. Zice, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Dumnezeu nu ascultă dacă noi nu ne sfințim viața. Eram odată la o rugăciune cu mulți tineri, erau acolo, stăruiau după Duhul Sfânt și un tânăr era foarte aproape să fie botezat de Domnul. Dar deja de zile în șir, numai nu se mișca, tot în același loc, și iar înapoi, și iar înapoi, și iar înapoi. Și la un moment dat un frate care era prezent acolo are o descoperire dată prin Duhul Sfânt cu un vas. Vasul acesta era din lut, dar era curat. Însă pe fundul vasului a rămas un grăunte de nisip.
Și din cauza la un grăunte de nisip, Duhul Sfânt nu voia să toarne ulei să umple vasul. Vasul era gol și era cu un grăunte de nisip în el. S-au dus frații și au zis, măi băiete, ai ceva de mărturisit înaintea lui Dumnezeu? Și a zis, nu prea. Și l-a luat păstorul la mărturisire. Și a venit păstorul și zice, măi, avea ceva. Zice, mi-a zis, nu vă pot spune că e mărturisire și asta nu se spune, dar avea ceva. Vedeți, fraților și surori, cât e de gingaș Duhului Dumnezeu. Dacă noi nu ne sfințim, dar știți cum e, de multe ori când auzim astfel, băi, dacă asta e rugăciunea care îi place lui Dumnezeu, eu sunt pe nicăieri. Când o să mă pot eu ruga o rugăciune a smereniei, o rugăciune a adevărului, o rugăciune a sfințeniei, când o să ajung la astfel de știu eu, etalon? Dar Biblia spune foarte clar, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. În seara asta, dacă ești aici, dacă îți deschizi inima în fața lui Dumnezeu, coboară Duhul lui Dumnezeu, te atinge, te mișcă, te sfințește, îți dă adevăr, îți dă cuvinte, îți dă smerenie, toate ți le dă. Că ăsta e Dumnezeul care poate să facă totul. Numai să ai inima deschisă și să zici, Doamne, vreau să mă rog așa cum vrei Tu. Doamne, cercetează-ne! Fraților și surori, dacă Domnul e aici în mijlocul nostru, dacă trece Iisus pe aici așa cum de multe ori cântăm cântarea aceea, haideți să-i dăm onorul și să ne ridicăm în picioare, haideți! Ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, dacă vreți pe genunchi, cei care sunt mai bătrâni, mai obosiți, dacă nu în picioare, cine stă în picioare să ierte, cine e pe genunchi să nu uite și el să ierte. Și toți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem așa, mai vin odată porumbel ceresc și sfânt. Dacă Domnul în timpul rugăciunii îți dă și îți aduce o cântare pe care Domnul vrea să-ți o dea și să te cerceteze, știam un tânăr și la cântarea asta, nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare, a început să o cânte în timpul unei rugăciuni și a fost foarte aproape de cer și Duhul Sfânt l-a umplut cu o putere extraordinară. Poate Domnul îți dă o cântare, poate îți dă o vorbă în altă limbă, poate n-ai mai vorbit-o de mult, poate Domnul scurăță inima ta, vasul tău. Doamne, fă Tu ce vrei cu noi. Dacă El este stăpân în casa Lui, să lăsăm pe stăpânul să facă cu vasele ce vrea El. Și El face numai lucruri bune, amin? Haideți să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Ca o completare la ceea ce am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, mi-a pus Domnul pe inimă să mai insist pe ultimul punct, pe punctul sfințeniei. În Isaia, în capitolul 6, și apoi după ce o să punctez câteva lucruri, vreau să și mulțumim Domnului. În Isaia, în capitolul 6, ni se vorbește despre o experiență a lui Isaia extraordinară, fraților și surori. Gândiți-vă că era anul morții împăratului Ozia. Isaia a avut o legătură bună cu acest împărat, cu Ozia. Imediat după Ozia a urmat Iotam și Iotam a fost mai departe de Domnul. A venit Ahaz, omul acesta a fost și mai departe de Dumnezeu, până acolo că a ajuns idolatru. Cu Ozia s-a împăcat bine Isaia și când a murit împăratul Ozia în anul acela, gândiți-vă, Isaia alături de alți preoți, că el era din neam de preot, s-a suit la templu. Și în ziua aceea când se auzeau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, când templul întreg fremăta și oamenii se bucurau că Dumnezeu este acolo, a fost un singur om care l-a văzut pe Dumnezeu, fraților și surori. Și știți ce s-a întâmplat? Dintr-o dată lucrurile s-au schimbat. Că știți cum este, dacă de exemplu te duci undeva și vezi niște ruine, dacă Dumnezeu rânduie să apară un curcubeu după ploaie, parcă și ruinele alea spalate frumoase, că le înfrumusețează cerul lui Dumnezeu care a coborât pe pământ. Așa s-a întâmplat în ziua aceea în templu. Oamenii vedeau ritualuri, vedeau vite înjunghiate, vedeau sânge, auzeau cântări. A fost un singur om al lui Dumnezeu care l-a văzut pe Domnul și a fost de ajuns, fraților și surori.
Atunci când te apropii de Dumnezeu cu sfințire sau ca să te sfințească, atunci mai întâi Dumnezeu îți corectează privirea. Până atunci, acest om Isaia se uita la alții și spunea, vai, vai, vai de voi. În acea zi, în acea clipă, în acel moment, zice, am văzut, Isaia 6:1, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Nu știu ce a văzut Isaia, dar templul era mai mare decât clădirea aceasta, mult mai mare. Poate erau 4, 5, 6 clădiri de acestea puse una lângă alta ca să ajungă la mărimea templului. Și așa de mare era Dumnezeu, că nu ne explică Isaia cât era de mare, dar numai poalele mantiei, marginea veșmântului de la mantia lui Dumnezeu umplea templu. Și când l-a văzut Isaia acolo, așa de mare, așa de grandios, imediat s-a văzut pe sine și a zis, vai de mine, spune în versetul 5. Și apoi a văzut pe alții și a zis, locuiesc în mijlocul unui popor necurat. Și eu sunt necurat, că am buzele necurate, dar cei din jur iar sunt necurați. Și a zis, vai de mine, dar de ce? Trei feluri de privire a corectat Dumnezeu la el. Mai întâi în sus ca să-l vadă pe Domnul, apoi în interior ca să se vadă pe sine și apoi în jur ca să-i vadă pe ceilalți. Noi de multe ori facem invers, ne uităm în jur, îi judecăm, la noi nu ne prea uităm, la Dumnezeu iară nu ne prea uităm. Să facă Domnul în seara aceasta ca privirile noastre să fie ațintite dincolo de perdeaua dinăuntru a templului, în Sfânta Sfintelor, la Dumnezeu în ceruri. Și să-L vedem pe El cât e de sfânt, cât e de milos, cât e de puternic și că ne iubește, lăudat să fie El. Și apoi să ne vedem pe noi și apoi să ne uităm la alții și să vedeți cum Dumnezeu rezolvă problemele noastre. Suntem pe drumul sfințeniei. Rugăciunea spirituală, rugăciunea duhovnicească este o rugăciune a sfințeniei, platoșa mântuirii. Ne-o dă Dumnezeu dacă noi facem lucrul acesta. Al doilea punct pe care Domnul a realizat în dreptul lui Isaia a fost la nivelul urechilor, la nivelul auzului. Nu e așa că ne deranjează foarte mult și de aceea apar certuri în familie. Că mi-o zis ceva, că m-o făcut așa, că așa, că așa, că așa. Dacă ești omul lui Dumnezeu, dacă ești smerit, să te facă în toate felurile, că vin multe greutăți și vin multe gânduri în mintea omului și omul vorbește de multe ori fără să fie călăuzit și însuflețit de Domnul și vorbește rău, e adevărat. Dar vedeți pe omul lui Dumnezeu David cum l-a mișcat Duhul Sfânt. Și când s-a uitat la sine, a zis, eu sunt purice, eu sunt o potârnică, eu sunt câine mort. Așa se vedea pe el. Și atunci dacă tu te vezi un câine mort și cineva îți zice că ești prost, atunci poate zici, bă, și mai rău decât atâta, sunt câine mort, că tu ești smerit și nu te mai atinge săgeata vrăjmașului dacă te smerești. Dar dacă te vezi cineva, dacă ești mare, dacă ești tare, atunci imediat te deranjează că altul îți spune ceva. Uite aici Dumnezeu a făcut corectarea auzului. Știți ce a auzit Isaia, ne spune Biblia în versetul 3? Au apărut serafimii și ăștia erau în jurul tronului lui Dumnezeu și strigau unul la altul. Și știți cum strigau unul la altul? Când eram copil, era un frate bătrân, a plecat la Domnul. Și omul acesta, și acum mi-l amintesc, fratele Gal. Fratele ăsta era cel mai deranjat în biserică atunci când nu se spunea amin și aleluia. Și dădea coate în stânga, în dreapta și zice, băi, ce-i cu tine, măi, măi, mișcă-te, măi, omule, măi, spune și tu un amin. Îl deranja că biserica nu era în clocot pentru Dumnezeu. Și dacă Domnul se cobora în adunare și vorbea prin Duhul Sfânt, era cu o față senină, parcă era o bucurie cerească pe fața lui. Dar problema lui era cu cei care nu erau mișcați în adunarea lui Dumnezeu. Ei, cam așa erau aici serafimii, strigau unul către altul, ca și cum vorbește mai tare, spune mai tare că sfințenia lui Dumnezeu nu poate să fie măsurată și pătrunsă. Sfânt, 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 sfânt este Domnul oștirilor.
Aici scrie de trei ori, dar Domnul infinit de sfânt, fraților. Zi și noapte se spune fără încetare în cer, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și a corectat Dumnezeu auzul, urechea aia spirituală, să nu mai audă rele. O murit Ozia, nu contează, Dumnezeu trăiește. Ozia este mort, tronul lui l-a luat altul, Dumnezeu stă pe tronul lui și nimeni nu ia tronul lui Dumnezeu, că El e Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Ozia a fost un om limitat, un om nesfânt, că până la urmă l-a apucat mândria și Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Dumnezeu este sfânt în vecii vecilor. Fraților și surori, aici s-a făcut corectarea auzului spiritual a omului acestuia. De acum înainte puteau să vină mult și să-i spună multe lucruri și să-i spună, lasă că vorbirea ta e ca o carte pecetuită și nu o înțelegem. Dar el a zis, eu îl slujesc pe Dumnezeu pentru că l-a văzut pe omul durerii, l-a văzut pe Dumnezeu pe scaunul lui de domnie și spune psalmul 21, dacă nu greșesc, Dumnezeu stă în veac pe scaunul lui de domnie, el domnește veșnic. Și aici s-a întâmplat că Dumnezeu i-a făcut iară încă o operație, pe lângă privire, că a trebuit să vadă în sus, în interior și apoi în jur, pe lângă auz, că a auzit numai cuvinte sfinte, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. A trebuit Domnul să rezolve problema inimii. Buzele lui erau necurate. De ce? Pentru că inima lui avea o problemă. Nu știu ce problemă avea, că nu scrie Biblia. Dar spune aici, extraordinar ce frumos vorbește Domnul, versetul 6, dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, atenție, pe care luase cu cleștele de pe altar. Era un singur altar în templu, dar îmi vine să cred că nu s-a dus serafimul să ia cărbune din templu, că altfel Isaia ieșea cu buzele arse și îl vedea lumea. Era acolo înaintea lui Dumnezeu, înaintea tronului lui Dumnezeu, cum spune Apocalipsa, am auzit altarul vorbind. Acolo înaintea lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, există un altar, pentru că Moise a făcut totul după chipul pe care l-a văzut pe munte, el a văzut altarul și serafimul s-a dus și știți ce a luat? Un cărbune aprins de pe altar. Ce simbolizează asta? Mai întâi focul, adică puterea Duhului Sfânt. Focul Duhului Sfânt, simbolul Duhului Sfânt. Și apoi sângele lui Hristos, despre care spune Cartea Evreilor, că a intrat nu cu sânge de țap, de viței, în locul preasfânt, ci cu însuși sângele său. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin trupul său frânt pe cruce, pe Golgota, pe lemnul de durere. Și merge serafimul și cărbunele are pe el sânge și are foc și spune, îți ating buzele cu sânge și cu foc. Și atingându-se cărbunele ăsta de buzele tale, nelegiuirea ta este ispășită, păcatul tău este înlăturat, ești un om al lui Dumnezeu, un om sfânt de care se folosește Dumnezeu. Doamne, în seara asta mai atinge-te cu cărbunele ăsta și de buzele noastre. Vorbirea noastră să fie cu har și dreasă cu sare. Auzul nostru să fie după voia ta. Privirile noastre să fie după voia ta. Inima noastră să fie schimbată și transformată. Sângele tău să ne albească inima, haina inimii. Și apoi Duhul tău cel sfânt să vină și să locuiască aici în inima noastră. Doamne, cercetează-ne! Observați că asta a fost operația în dreptul lui Isaia, o operație a sfințirii, privirea, auzul, apoi vorbirea, inima cu astea toate. Și după aceea, imediat, zice, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și el a zis, de aceea Dumnezeu m-a sfințit, că nu mă las așa, cum zicem noi într-o cântare, tu nu mă arunci, Iisuse, ca pe o zdreanță, și ești în mine, în mine însumi, ca o stea. Ai pus în mine, Doamne, o speranță pe care lumea nu mă poate lua. Ori, fraților și surori, Dumnezeu nu degeaba ne spală, ne schimbă, ne dă daruri sfinte ca să stăm și să șomăm.
Imediat ce a auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit, el a zis, iată-mă, trimite-mă, exact cum a zis Domnul Hristos către Tatăl din cer. Și să facă Domnul în seara aceasta, să punem la inimă acest lucru, să mergem acasă, fraților și surori, cu dorința de a ne sfinți înaintea lui Dumnezeu. Știți cum este? Atunci când ne pocăim, privim la Golgota, la jertfa lui Hristos, ne mărturisim toate păcatele, ne pocăim și prin pocăință și prin nașterea din nou, Dumnezeu ne sfințește. Dar știți care e problema? De multe ori noi uităm asta și iară cădem. Ori o privire continuă la Golgota. De aceea vine apostolul cărții Evrei și parcă mai special decât oricare autor spune, ațintiți-vă privirile. Plus că spune în altă parte că ei și-au pironit privirile asupra lui. Știți ce înseamnă asta? Să iei un piron, cât e un piron de mare? Mare, un cui mare. Și să bați ceva, un tablou într-un perete, nu-l mai dezlipește nimeni acolo. Sau o bucată de lemn. Da, să-ți iei privirea și să-ți o pironești, să o ațintești, să nu mai smulgă lumea, diavolul, oamenii din jurul tău și să fie privirea ta numai la Iisus, numai la Iisus, numai la Iisus. Asta înseamnă că te sfințește continuu. Privirea continuă la Iisus te sfințește. Slăvit să fie Domnul. Ori dacă noi facem lucrul acesta și îl privim numai pe Iisus și numai pe Iisus și numai pe Iisus, apare o ispită înaintea noastră. Doamne Iisuse, eu sunt cu ochii la tine, ce să mă fac? Zice Domnul, ocolește-o și ocolește-te, duci mai departe, că Domnul e la cârmă, pentru că privirea ta e tot la Iisus și El te conduce. Cum spunea un om al lui Dumnezeu odată când a citit textul acela cu Iisus care dormea la cârmă pe căpătâi, zice Domnul, și când dorme conduce mai bine ca noi. Să știți lucrul acesta, e adevărat. Numai că Domnul nostru nu dorme, dar atunci dormea și El conducea soarta corăbiei. Ori fraților și surori, privirea ațintită la Iisus. L-a văzut Isaia pe Dumnezeu, a rămas cu gândul acesta, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Și apoi a scris următoarele capitole și numai despre Dumnezeu a scris, despre sine nimic, El jos, El la smerenie, El nimic, Dumnezeu totul. Așa și noi, ne uităm la Iisus, Iisus totul, noi nimic, crucea lui Hristos, cunoașterea lui Hristos, suferința lui Hristos, cuvântul lui Hristos, viața lui Hristos, viitorul lui Hristos, învierea lui și apoi înălțarea lui la dreapta Tatălui, este soarta noastră, acolo trebuie să ajungem și noi, așa că Doamne, atinge-te de noi și sfințește-ne, sfințește-i prin cuvântul Tău e adevărul, lucrurile sunt sfințite prin cuvântul Domnului și prin rugăciune, spune Pavel lui Timotei, Duhul Sfânt vine, coboară și sfințește ceea ce atinge. Uite câte căi avem spre sfințire. Doamne, cercetează-ne și sfințește-ne pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să mulțumim pentru seara aceasta. Amin.